Când îi prind singură, dai, dar dai să te țină minte. Trebuie să te impui că te zăpăcești. Dă-le bătaie acum, pe furiș. Te uiți, dai cât poți de tare și îi spui să nu mai strig la tine de două ori că-ți crăp capul. Nu stai să-l previi pe copil și apoi dai. Așa e. Această discuție a reieșit din înregistrările soțului uneia dintre îngrijitoarele centrului pe care acesta le-a transmis în luna iunie acestui an. Agresiunile ar fi avut loc în urmă cu un an și jumătate la Centrul de Îngrijire Copii cu Dizabilități Sfântul Andrei din Ploiești. Bărbatul a depus atunci petiții la Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, iar o anchetă a fost demarată de instituție. Cele două angajate vizate de ancheta din vară au negat totul. Nu este nimic adevărat. Telefonul meu și pot să demonstrez. Telefonul este la el și în momentul ăsta cu numărul acela, abonamentul a fost pe numele lui. Totul e un scenariu din cauza faptului că sunt în divorț cu el, i-am câștigat custodia copilului, avem un copil de 9 ani, i-am câștigat custodia parțial și el vrea să facă orice ca să mă denigreze, să-i câștige custodia copilului. Ei au perioadele lor când se mai enervează, Da, trebuie să știi să iei. Să discuți cu ei și cu calm totul se rezolvă. Susținea una dintre angajate în vara acestui an. Marți, polițiștii prahoveni au efectuat 4 percheziții la complexul de servicii și la domiciliile unor persoane bănuite de purtare abuzivă și rele tratamente aplicate minorului. 15 persoane au fost aduse la audieri. Din cercetări a reieșit că în cursul anului curent, persoanele în cauză aflate în exercitarea atribuțiilor de serviciu ar fi pus în primejdie dezvoltarea fizică, intelectuală sau morală a mai multor minori, prin măsuri sau tratamente de orice fel. Centrul Sfântul Andrei din Ploiești se află în subordinea DGSPC Prahova și are peste 70 de locuri, găzduind în special copii cu diverse handicapuri. Sunt copii cu dizabilități severe, ceea ce înseamnă că au nevoie de afecțiune în plus, de atenție în plus și de o implicare în terapii ocupaționale care să le permită dezvoltarea pe celelalte paliere decât cele afectate. În urma audierilor, 11 persoane au fost reținute pentru 24 de ore și urmează a fi prezentate în fața magistraților.